Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Inima de frate și minunea Sfântului Porfirie Cafsu Calivitu. La Atena o vizitasem pe sora mea, care mă spusese că nu poate avea copii. Niciodată nu am păstrat legătura cu familia mea și, în general, nu mă gândesc prea mult la ei. Dar atunci această veste m-a zguduit, m-a mâhnit atât de tare, încât am început să mă rog cu toată puterea pentru sora mea. Ați amintit mai întâi că l-ați cunoscut pe Sfântul Porfirie și mă întrebam dacă ați putea să ne povestiți vreo întâmplare legată de dânsul. Vă pot relata propria mea întâlnire cu Părintele Porfirie, prin care am cunoscut darul său. L-am vizitat de multe ori pe Părintele. Odată am stat în Sfântul Munte timp de 2 luni. Inima mi era foarte îndurerată și mă rugam neîncetat pentru o anumită problemă. La Atena o vizitasem pe sora mea, care îmi spusese că nu poate avea copii. Niciodată nu am păstrat legătura cu familia mea și, în general, nu mă gândesc prea mult la ei. Dar atunci această veste m-a zguduit, m-a mâhnit așa de tare, încât am început să mă rog cu toată puterea pentru sora mea. Plecând din Sfântul Munte, l-am rugat pe un prieten de-al meu să vină cu mine la Părintele Porfirie. Când am ajuns acolo, Părintele era bolnav la pat. Am intrat să luăm binecuvântare, iar el m-a întrebat: "Ai ceva să-mi spui?" "Da, părinte," am răspuns eu. "Sunt foarte mâhnit din pricina surorii mele care locuiește în Atena." Dar nu i-am spus care era problema sau cu ce se ocupa sora mea. "Da, nu poate avea copii," a zis bătrânul, "dar spune că este ceva psihologic. Dacă se liniștește, va avea unul." Nici măcar nu-i spusesem că este căsătorită. Am rămas fără grai. M-am întors la Atena și i-am zis surorii mele: "Dacă acest om al lui Dumnezeu a vorbit astfel, fără ca eu să-i fi spus ceva despre tine, ba chiar a făgăduit că vei avea un copil, înseamnă că aceasta este voia lui Dumnezeu. Mergi să iei binecuvântarea lui." Un alt prieten al meu a ajutat-o să ajungă la Părintele Porfirie, care a binecuvântat-o și a născut o fetiță după 12 ani de căsătorie fără rod. Din această întâmplare se poate vedea totul: darul străvederii, al prorociei și minunea lui Dumnezeu. L-am vizitat de multe ori pe părintele, dar aceasta a fost singura dată când și-a descoperit darul străvederii și al înaintevederii. Însă am auzit foarte multe întâmplări minunate despre dânsul. Cred că fiecare om din Grecia are ceva de povestit despre Părintele Porfirie. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.